trei lucrări le lucrează omul prin voința lui. Pe mine nu mă poate nimeni face sfânt. V-am mai amintit odată. Dacă duci o prostituată și o împui în biserică, nu înseamnă că ai sfințit-o sau dacă îi torci cu sila pe gâta gheazmă sau împărtășanie. Voința ei o face demon sau înger. Dar nici nu poți lua un drept sau un sfânt să-l duci în casa de prostituție și să-l faci păcătos că vrei tu. Spune în Psalmul 9 un cuvânt frumos. Cursa s-a izbăvit, noi ne-am liberat, nu, cursa s-a sfârmat, noi ne-am izbăvit și pasărea s-a liberat, adică sufletul. Prin învierea lui Hristos, tot omul este liber să vină sau să întoarcă spatele la Dumnezeu. Rogu-te, iartă-mă, am ogor. Întâlnim foarte des această mărturie. Am servici, am treabă, n-am timp, nu pot, am nepoți, avem multă muncă la țară, soțul e necredincios, copiii nu mă ajută și eu nu vin la biserică. Rogu-te, am ogor. Ce știm noi despre ogor? Știm despre ogor că are patru stări. Una, și-a venit semănătorul să semene și-a găsit un drum pe marginea ogorului, hotarul dintre două ogoare, poate a soțului sau a copiilor sau a neamurilor sau a rudilor, dușmanii omului casnicii lui. A căzut sămânța în drum și a mâncat o păsăre. Le-a venit drace, a furat gândul cel bun. A căzut și un loc petros, s-a uscat, n-a putut încolți, că în piatră nu ia. A căzut și în pământ cu spini și au înăbușit-o spinii, au dat bălăriile peste greu și n-a mai putut crește. Dar a fost sămânță care a căzut și în pământ bun. Deci când grâul e bun, crește de la sine și aduce roadă multă. Și roada înseamnă mulțimea faptelor bune. Dar dacă deschidem patericele și ne uităm, vă amintesc numai pilda unui sfânt părinte, simpatic. El stătea închis, zăvorât, să ruga, ca să vedeți, să vă fac semnificația ogorului simplă, să o înțelegeți, să nu plecați acasă cu 1000 de idei răvășite. Și un oarecare om a venit, i-a aruncat un ban de aur și a spus, roagă-te și pentru mine. Ăla a început saltirea, rugăciuni, mătănii, ce făcea el acolo în chiliuța lui. Și noaptea a visat cu un înger, îl biciuia la picioare și îi spunea, hai, seceră, 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 că ai luat un ban. La care el când s-a uit în urmă, bălăriile creșteau din nou. Și a zis, Doamne, dar ce-o fi asta? Și îi spune îngerul, știi ce este? Este banul unui păcătos, care crezând că dacă l-a dat la biserică, a scăpat să facă și el o rugăciune seara sau o mătanie sau să postească o mercuri sau o vineri sau să se roage sau să se spovedească sau să se închine. Și acum tu tragi păcatele lui, că tu de aici te rogi să-l ierte Dumnezeu de păcat, el din urmă îți face altele. Așa e și ogorul nostru. În ogorul nostru putem găsi tot grâu și putem găsi tot neghină. Și că noaptea prin somn, când stăpânul ogorului dormea, cine e stăpânul nostru? Noi! De ce vine omul la spovedit și spune, părinte, am avut niște coșmaruri și niște vise atât de urâte, m-am sculat, atât de speriat, primul lucru care am făcut, am aprins candela și lumânare și am început să mă rog. Ce te îndeamnă să faci lucrul ăsta? De ce n-ai tras o cinzeacă? De ce n-ai dat drumul la televizor? De ce n-ai citit să dai drumul la un film? De ce ai alergat taman la cartea de rugăciune? Pentru că conștiința din tine te trimite în sacru din tine. Omul lăuntric își cere dreptul. Scoate din temniță sufletul meu să se mărturisească numelui tău, Doamne. Deci temnița aceasta spurcată pe care noi o grijim cu atâta strălucire și îi dăm atâta importanță, deși așa trebuie, că trupul e templul Duhului Sfânt, ascunde sufletul. Dar nu poți să ai o iubire mai mare de trup decât de suflet. Adică, spunea Ioan cel Milostiv într-o pildă, trecea o femeie înzorzonată și patriarhul a întors capul, s-a uitat și soborul a zis, uite ce episcop păcătos avem, a întors capul după prostituate și a spus, ei, fraților,
puțină minte în mintea voastră. Știți ce mă gândeam când am întors capul după ea? Dacă atâta frumusețe exterioară poate să-și agonisească, cum de nu-i trece ei prin cap să agonisească și una interioară la fel de frumoasă? Vezi unde era bătrânul cu mintea și unde, știți cum e, câinele când vede o femeie spune carne, polițistul spune prostituată, tâlharul spune victimă, golanul vede-o desfrânată, iar poetul vede un înger. Cine a greșit? Nimeni. Fiecare ce a trăit. El a ce a trăit. A zis, oare, ce frumos i-ar sta și sufletește, cum arată la exterior. Asta trebuie să facem și noi cu ogorul. Să smulgem toate bălăriile, de-aia ne spovedim și să punem în loc lădițele faptelor bune. N-ai să fii sfânt din prima. Nimeni n-a zburat, a venit azi la biserică și a plecat zburând pe sus. Dar o mătanie azi, una mâine, o pâine azi, una mâine, o rugăciune azi, una mâine, să adună. Un călugăr nu știa carte. Și-a făcut toată viața lui mătănic cu rugăciunea lui Iisus, dar nici nu știa strenumere, așa de prost era. N-avea taina asta a cunoașterii. În schimb, avea evlavia și frica de Dumnezeu. Și când a murit, a văzut îngerul lui păzitor și așa cât te-a uitat o hoardă mare de draci, nu se mai terminau. S-a făcut mititel în găr și a zis, Doamne, salvează-mă, ce mă fac eu cu ăștia? Și a zis, îngerul, nu te teme. Vezi că ai lângă tine o comoară. Ce comoară? Uite, ai un sac cu pietre acolo. Și când a deschis sacul la gură, ce a văzut? Niște pietre însemnate cu semnul Sfintei Cruci. Când arunca, dispărea câte un diavol. Și cum îi vedea și sufletelul călugărului să apropie, cum arunca o piatră? Și a zis, păi dacă termin pietrele, ce fac? Dar le-ai pus tu în sacul ăla? Nu. Știi câte sunt, le-ai numărat? Nu. Păi dacă le-ai pus fără număr, de ce te teme? Aruncă. Fără număr te-ai rugat, fără număr primești. Cu număr te-ai rugat, cu număr primești. Ai vrut numai 7 mătănii că te doare spate, ai găsit 7 pietre. Ai vrut să bați mătănii 10 minute fără să le numeri? Ai să ai 10 minute pietre fără să le numeri. 1000, 100, ele se mulțesc prin voință, nu prin numărare. În Împărăția Dumnezeu nu-i număr, nu-i putere, nu-i grămadă, acolo e har. De ce vă spun lucrurile acestea? Că să vedeți povestea cu ogorul cât e de simplă. Ogorul are o singură semnificație în Scriptură. Venind dracul noaptea, cum v-am spus, a semănat neghină, deci gândurile rele. Ce spun gândurile rele când merge omul la biserică? Opa-i golan, fură, îi lacom, vrea să îmbogățească, vrea să facă, vrea să dreagă. Uite, ai bagaboanta împărtășită, uite, ai spurcată, eu știu că e golan, că știu, i-a dat Sfintele Taine. Dar cine ești tu, omule, să pui regulă în biserică? De când Duhul Sfânt e în mâna ta să spui tu cine le-a și cine nu le-a? Duhul Sfânt e un dar a tuturor. Poate să facă unul toate păcatele pământului. Dacă preotul și-a asumat răspunderea și l-a dezlegat și l-a împărtășit, acela este curat înaintea lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu ascultă de glasul preotului. Asta e jertfa. Aici e taina. Pe Golgota, când stătea Iisus pe cruce, ca într-un potir al Universului cu mâinile întinse, de față nu erau evlavioși. Erau chinuitori, hulitori, răstignitori mântuitorii care l-au răstignit, dușmanii lui Iisus, farisei și cărturarii care se bucurau din plin că a perit un om și nu le-a perit lor tot neamul, și câteva amărâte de femei acolo, care de frica iudeilor stăteau și ele pe lângă crucea lui Iisus și se văitau acolo. Au avut totuși curajul să se apropie de cohorta romană și să urmărească patima. Dar pe cruce ce era? Un trup plin de sânge. Pe cruce ce era? Un trup încununat cu spini. Un om bătut în cuie, spânzurat în aer, pe cruce. Închipuiți-vă sub greutatea trupului. Era suferința întregii lumi. Era cinism uman.
Atât de tare s-a mâniat Dumnezeu pe acest gest, încât a vrut să dea atunci pe loc sfârșitul lumii. Luna s-a înroșit ca sângele, soarele și-a ascuns fața, pietrele s-au despicat, ca tapeteasma la templu pe loc s-a rupt în două, pământul s-a cutremurat. Și în fața acestui tablou sinistru pe care îl citim așa scărpinându-ne după ureche sau stând cumva pe un colț în pat citind Noul Testament, ne gândim, vai, dar ce frumos a scris aici evanghelistul, nu-i frumos. E groaznic să stai 3 ani și jumătate între oameni, să-i vindeci, să-i hrănești, să-i înveți, să-i tămăduiești, să le faci binele, să le dorești binele, să-i înveți de bine, să le arăți ce-i bun și ce-i rău și la urmă să simplifice totul, hai să-l omorâm că ăsta ne plictisește, ne-a însăturat de prostiile lui. S-a mâniat Dumnezeu din cer. Și totuși, în ciuda acestui fapt mizerabil, pe care noi azi îl numim Sfânta Sărbătoare a Învierii și ne bucurăm de ea și suntem plini de bucurie, unde stă ascunsă bucuria? În spatele trupului răstihnit. Iartă-i, Tată, că nu știu ce fac. N-au strigat oamenii de pe pământ. A strigat Fiul lui Dumnezeu care și-a dat seama cât e de căzută umanitatea. Tată, nu-ți pune mintea cu ei. Lasă, iartă-i, te rog eu. Suport eu tot ce am tras, numai nu-i șterge de pe pământ. Lasă-i să-i mântuim. Căci mânindu-se stăpânul, a spus, aduceți toți șoloci și șchiopi și ciunci. Atunci a vrut să facă judecata. Dar n-a făcut-o că a intervenit cu dragoste Fiul lui Dumnezeu.